Nu uitați să intrați pe aplicația celor de la GG Stand și să băgați codul ONE2, o să vedeți imediat cum îl pun eu și la fel să vedeți și voi, fiindcă vă dă plus 20%. Efectiv, a spus codul ONE2, exact cum l-am pus și eu, dați Apply, dați Yes și o să vă dea plus 20%. De asemenea, dacă dați la aici, ar fi o idee să vă luați niște puncte, vă mai da niște bonusuri și alte chestii. Dați la Spin, dați Spin și să vedem ce noroc avem, ce o să ne pice. Uh, aveți șansa să vă pica skin nou, cutii noi sau multe multe altele. Free spin, uh, sincer să fiu, nu prea înțeleg care e faza cu toate astea, dar dacă vreți să mai dați o dată la spin, la fel puneți uh, ok, nu merge, trebuie să puneți un cod. Dacă vă arată să băgați un cod, puneți la fel codul ON2, adică ON2 și o să vedea încă o rotire gratis. La fel dacă dați aici și dați mai jos și să găsim uh, cutia Graffiti Pack. E bine, dacă puneți codul care vi-l pun imediat pe ecran, o să vă dea plus, pardon, nu vă dă plus 20%, vă dă o cutie de genul gratis. Efectiv, dacă puneți promo codul care vi-l pun pe ecran, o să vă dea o cutie de genul gratis. Și haideți să deschidem rapid și o cutie. A apărut niște cutii din astea de vară și chiar, chiar sunt faine. Poate vine norocul să ne pice ceva. Hai să vedem. Ok, niște bereta sau destul de scumpe. Hai să vedem și ultima cutie care nu ne aduce noroc. Vă pup și vă las cu clipul în continuare. Aceasta este noua hartă care s-a băgat în stand up 2. În clipul de astăzi vom reacționa cap coadă și ne da cu părerea despre noul update 0.29.0 Sun and Fun cum bine știți că a apărut acest update de vară, mulți ziceau că va fi sezon nou, dar nu are sens să fie sezon nou, fiindcă trecutul update a fost uh, sezonul 7 și nu are sens să fie sezonul 7 după sezonul 8, să fie unul în deci evident ar fi foarte dubios și cei de la Excel Bolt mulți ar crede că nu sunt inspirați. De aia, vă dați seama că o să apară altfel de update-uri, poate următorul update va fi un sezon nou. Deci, cum am zis în clipul de astăzi, vom reacționa la update, ne vom uita care e faza cu el, ce s-a adăugat nou, ce s-a scos nou și nu știu. Ne uităm așa cap coada să vedem care e faza cu el. Dacă vă place, nu tot acolo să-l apreciați cu butonul de like să facem peste 100 de like-uri, 150 de like-uri acolo în forță. Un follow pe Instagram, un g -o pe -o de discord, un follow pe TikTok. Nu uitați că la 4K de abonați vă voi da un cuțit la giveaway și nu uitați că fac un concurs la mine pe de Discord în care cine face cele mai multe invite-uri timp de o lună o să primească 1000 gold cu taxe de la mine. Ei bine, hai să vedem. Deci, aceasta ar cam trebui să fie noua hartă. harta, dacă e să ne uităm, se numește Pool Duel. Deci, e legat de noua Breeze și e făcut, harta e făcută pentru duel, pentru 1v1. Poți să vii cu prieteni să te distrezi. Chiar e o hartă mișto, cât de cât ca lumea. Adică am jucat două meciuri sau un meci, cred că pe ea. Și chiar îmi place. Voi încerca să trec cât mai rapid prin toate, uh, ca să zic, așa, toate update-urile, ce e nou și să vedem care e faza cu tot ce se întâmplă și ce să mai adăugat nou, chiar sunt curios să vedem care e faza. Uh, am mai jucat destul de multe meciuri și pot să fac o părere cât de cât uh, despre nu știu cum s-a făcut, cum e jocul acum și dacă e mai ok sau nu. Haideți să revenim din meniul principal sau înainte să revenim din meniul principal, haideți să dăm și noi un pic pe... Bun, hai să lăsăm așa la setări. După cum am văzut, setările s-au schimbat. Efectiv, nu mai sunt butonul, gen butonul rezervă de grenadă, map, window și alea nu mai sunt. Sunt foarte, foarte multe chestii care s-au scos, dar dacă dăm la customization, e efectiv, după cum vedeți, da. Zici că e critical ops la cum arată totul. La început am fost un pic hater, sincer să fiu, nu mi-a plăcut deloc chiar ziceam că băci mă cu update-ul chiar, dar pe parcurs te obișnuiești și o să vă pun niște poze pe ecran care niște prieteni ai mei de pe Discord au, le-au făcut sau au jucat uh, niște meciuri și efectiv tot ce vedeți voi uh, pe aici sau nu știu, deci efectiv seamănă foarte mult jocul acum cu CS2. Deci cei de la Excel Bolt aparent vor să facă acest joc să se mai mult cu CS2-ul. Bă, le iese cât de cât, adică chiar, chiar e mișto și dacă dăm înapoi la setări, să ne uităm, acum poți să smuți muți efectiv, să-ți pui cum vrei, să ți le pui pe dreapta, pe stânga, efectiv e totul schimbat, totul aici poți să salvezi efectiv pe device-urile tale ce setări vrei tu. Asta aparent sunt și setările mele, deci dacă le vedeți, le vedeți de fapt. Bă, e mișto totul, dăm close, dăm nu, că nu vrem să facem nicio schimbare, nimic e ok. Adică, momentan e ok. Ce nu mi-a plăcut este când faci kill-uri. Efectiv, intram într-un TDM să vă arăt care e faza. Ok, am ajuns în profil. După cum am văzut pe aici, s-a adăugat o nouă chestie și anume voice changer pardon, voice changer voice chat care s-a adăugat din nou, chiar l-am și folosit și chiar, chiar e, mișto. adică chiar miștoare, chiar, chiar îmi place foarte mult și s-a adăugat o chestie de turnamente, Sincer să fiu, nu prea o știu și nu prea știu care e faza și dacă are ceva în plus față de celelalte minigame-uri, dar e ok. Și haideți să intrăm într-un într-un TDM. Rapid, să vedem și PES-ul acolo, vă cum vedeți, PES-ul l-am cumpărat, vom trece și prin PES, să vedem care e faza și pe acolo. După cum vedeți, când vreți să cumpărăm arme, efectiv totul este schimbat cam așa se mișcă, cam așa se vede totul. Uh, filmez acum pe un telefon mai slab, adică pe un S9, gen ăsta e telefonul care filmez eu, de am și FPS-urile astea. După cum vedeți, kill le arată efectiv acolo sus în colț și se văd foarte mici. De asemenea, dacă vrei să scrii ceva pe chat, nu știu o să zicem, hai să scrim așa rapid niște puncte. Vrem să le trimitem și efectiv, uitați-vă și voi acolo, mici acolo, bă cum se văd mici acolo, dar ar trebui să rezolve chestia asta, uh, oarecum e deranjant faptul că ei dau drumul la update înainte să, nu știu, să finalizeze efectiv totul, nu finalizează gen totul și dau drumul la update așa doar ca să, nu știu, nu știu motivul real, dar e foarte ciudat. Uh, dar e mișto, uitați-vă și voi pozele de sus, la am mai mici, uitați-vă și voi când ai tab, cum se vede, e diferit, chiar e diferit și bă, nu știu dacă sincer, chestia asta cu tabul nu prea îmi place mie deloc. Mai bine era tabul normal și scorul sau tabela, ca să zic așa, normală. Uitați-vă și voi, s-a conectat și cât de mic efectiv se vede, nu vezi absolut nimic. Deci aici e voice chat care e miștor de tot, chiar îmi place. Hai să ieșim. Îmi pare rău, sincer, că nu am postat clipuri pe care l-am filmat primul clip care am mai vorbit mai multe chestii, vă dați seama, nu pot să zic ce am vorbit și în clipul ăla, fiindcă unele cuvinte le-am uitat, unele nu mai știu, nu sunt aceleași cuvinte. Îmi pare rău că l-am filmat și fără sunet, chiar a fost o pierdere de timp, ca să zic așa, dar nu-i problemă, o filmăm altul, După cum vedeți, uitați-vă și voi cum se vede frame-ul și poza mea. După cum știți, sau poate nu știți, uh, acum, ca să iei medalia sau ultimul frame, e la level 300 și eu sunt la 225 și sunt foarte aproape și uitați-vă și voi cât de bine se potrivește. Pe lângă asta, nu uitați să apăsați aici, să dați pe views aici a website și o să vă dea 3 frame-uri din astea. Cu aceste frame-uri, ca să zic așa, hai să ne uităm la el, îs niște frame-uri care un fel de puzzle, ca să zic așa, niște piese din puzzle. Prima e de uncommon, după vine rar, Epic, Legendar, Arcane și Nameless. Vă dați seama, ca să spice, Nameless e de 0.002%, adică dacă vrei să deschizi o cutie de genul, uh, ca să îți treacă prin față, doar ca să îți treacă prin față, cred că e de 1% sau mai puțin șanse, ca să ți treacă prin față, da, să spice, e ireal de slabe șanse. Uh, haideți să ne uităm. Deci cam asta e la Uncommon. Na, chestia uncommon. Aici vedem la rare. Nu e nimic spectaculos nici la rare, nici la epice. Asta ne și la legendare. Nu e foarte, ca să zic așa, nu e foarte spectaculos. Aici e la Arcane. Și ultima este Nameless. Efectiv, dacă adun 10 Nameless fragment de genul, vei putea să deschizi o uh, cutie de genul, ca să zic așa, nu știu dacă se merită, fiindcă, uite și tu, îți dă 100%, dar dacă mă întrebați pe mine și dacă intrați un pic pe Marketplace, după cum vedeți, am o din asta și se și vinde, dar e foarte ieftină, dăm la Marketplace, dăm la Fragment și aceasta se vinde cu 6.000, se vindea cu 30 ceva de mii mă jur, deci efectiv am văzut doar la 30 ceva de mii, dar aparent a scăzut foarte mult în preț. Cam astea sunt prețurile la fragmente, nu se merite ca să cumperi 10 din astea ca să le deschizi o rară, fiindcă, să zic, acest uh, digal e undeva la abară, mi foarte ieftin. Dacă intrăm acum și ne uităm cam cât ar fi digger ăla, eu zic că mai mult de postă gol nu e și nici cred că 100. Uh, 300 e cu, e cu, statrac și uitați-vă și 87 și uitați-vă încă o chestie faină dacă dați inspect la acest deagle, bă, vreau să dau inspect. Așa. Și aici vedeți niște mânuși. Efectiv, dacă dai așa, poți să-l ai în mână și să dai inspect aici, să vezi cum arată pe orice armă, skin sau ce vrei tu, la fel și la City, să vezi dacă o se potrivește. Dacă arată bine, e o chestie foarte, foarte mișto și chiar e mișto că s-a adăugat în joc. Ce să mai luăm pe aici? Hai să luăm acest MP7 ca să vedeți la fel cum se vede atât de bine. Uitați-vă și voi. Uitați cât de frumos e. E incredibil de frumos. Acum să sperăm că nu ratăm nimic din PS. După cum vedeți aici avem PS-ul. Gol ps ul, PS -ul. Uh, Și Free ps -ul. de asemenea. Aici dăm la Get Level. Cam astea sunt prețurile în uh, a cumpăra level. Poți să cumperi ps la 10 dolari. Dar mai e varianta să dai 950 gol pentru a cumpăra prețul pe care eu am făcut-o și credeți-mă că e mișto. Și acum, dacă, nu știu să zicem că văd o armă de genul, pe păi efectiv nu o să vă dea arma random în inventar, o să vă dea o cutie la care voi veți lua cutia respectivă și veți deschide și veți avea șansa, o oh, cât de bine se vede acest M16, deci veți primi o cutie și în cutia asta o să aveți șansa de a vă pica Așa să se ringă shotgun MP5, care MP5 o să credeam că e arcane, dar aparent e epic. Acest fenefal care e foarte frumos, valo și m 16 de asemenea. Hai să dăm și la ultimul tier, tirele se fac până la 45, adică pesturile până la 45 și astea sunt cuțitele. Uitați-vă și voi. Bam! Vezi că nu arată rău, chiar n arată rău deloc. Adică sunt mișto. Hai să dăm inspect și pe ăsta. City, se potrivește bine tot dar păcat că e prea mare, e prea mare cuțitul și se e dezavantaj foarte mare. Uau, wow, ce pattern mișto, ce pattern mișto am prins eu pe acest uh, carambit. Nu știu cu ce pereche de mănuși s-ar potrivi acest carambit, dar paternul ăsta e incredibil de frumos. Ce mai avem aici? Un scorpion, un, uh, un sting, care și ăsta la fel e cu pattern foarte mișto, l-am prins. Hai să vedem și ultima chestie, e un tanto. Soul site sau cum se pronunță, bă, că se potrivește cu ce se nuși. Credeam că e un tantul ceva mini cry, dar aparent nu e mini cry tantul. Cam asta e medalia de silver, da de mai departe, cred că avem toate medalele, vă dați seama, o să ne la toate, asta e de gold. Da, da, e de gold, credeam că e de platinum sau, so, bă, nu, platinum, e elite gold. Asta e de elite gold. Nu e mare diferență, doar adăugat un pic de gri prin el și un pic de negru și cam aia e totul. Asta deja e platinum și ultima medalie. Uitați-o efectiv și asta de diamond. Bă, arată bine, dar nu știu dacă se merită să cumpărați levele. Părerea este să faceți pesul, adică să faceți free pass-ul și... Țin să menționez că la fel cum știți cu toții și cam am mai făcut în la fiecare PES, voi cumpăra pesul ul abonaților, adică voi face un clip în care cumpăr pesul ul abonaților, voi alege niște, nu știu, niște membri de pe de Discord sau oameni care îmi dau mesaje în privat cu free PES-ul până la tier 45, adică până la uh, maximul de level, da, până la 45 și cine ajunge până la 45 și îmi dă mesaje pe Discord și zice că băi eu am gata pesul pot să-mi te rog pesul vă dați seama că voi intra pe contul lui o voi filma când o să-i cumpăr pesul și cu toții chestia asta și că o fac de foarte mult timp și că totul este legit și aveți clipa mine pe canal deci dacă vreți asta nu uitați să faceți level 45 la pes și să-mi trimiteți uh, poza cu cum ați făcut totul și vă dați seama că o să aleg niște câștigători sau niște membri la care le vei cumpara pesul nu știu să zic 3-4 maxim Astea sunt misiunile. Sincer să fiu, sunt mai diferite. Înainte aveai câte 3 misiuni la daily sau 4, nu mai știu, acum ai doar 2 și sunt mult mai ușoare, adică nu mai e să zici că, bă, intri în, in, în competitiv pe mapa Sakura, dai 10.000 de damage sau chestii de genul. Efectiv, acum e destul de easy și îți dă puncte efectiv destul de multe. Înainte să dea cu câte 5 puncte și trebuia să ajungi la 10 puncte ca să dea next acum efectiv doar cu 1000 și mai ei și un daily, deci efectiv cu un daily și cu un uh, week, gen cu o misiune de la week, ai făcut level up. Astea sunt prețurile, deci sunt mișto aceste misiuni, chiar, 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 chiar sunt mișto și puteți că aici sus e ceva bonus la care dacă faci peste 80 de kg la duel vei primi 1200 de pp, sincer să fiu nu știu ce înseamnă acele bp-uri, Uh, cred că niște puncte, habar nu, am în fine, niște points, ca să zic așa. Uitați-vă cât de bine se vede profilul meu, chiar, chiar e mișto. Prețurile au scăzut foarte mult, dacă e să ne uităm și de exemplu la baionetă, e 13.300 și eu am luat-o la un preț destul de scump, ca să zic așa, la 15.500. Deci, da, vă dați seama că când apare un update ceva, se ieftinește cam totul. Uh, de asemenea, voi face clip în care o să vă arăt ceva picat din PES. Ce știu eu că s-a mai schimbat este, hai să intrăm într-un TDM și să ne uităm pe mapa nouă uh, Ocean Breeze. S-a adăugat o mapă de TDM, la fel și de Duel, la intr am făcut. Uh, nu știu dacă mapa aia de Duel și asta de TDM va fi uh, temporară sau va fi pentru totdeauna. Sincer să fiu, nu știu. Am jucat pe mapa asta Ocean Breeze, e relativ ok, gen e partea aului și partea midului dar așa mare parte chiar e mișto, uitați-vă și voi. Aceste castele poți evita să le tai, să le faci ce vrei tu, să le tai, doamne, să le spargi. Bă, dar o mare parte arată mișto. Deci, efectiv, uitați-vă și voi. Aici, care era un update, aici cum e? Aici era altfel un trailer, dar uitați-vă și voi cât de mișto e. Și aici, efectiv, poți să sari. Hai să sărim, hai să ne-am dus și am murit. Bă, e mișto, chiar e mișto, e ok momentan, gen la modul, nu știu să zic, minigame-ul ăsta, fiindcă ăsta e un minigame cu harta nouă, nu e rework, credeam că e rework, ne-am uitat noi în trailer, dar aparent e un minigame în care s-a făcut rework la mapa nouă. Și haideți să intrăm și în acel minigame să vedem care e faza cu el. Ăsta este minigame-ul, haideți să intrăm full party, chiar sunt curios dacă am arătat ceva, îmi pare rău, chiar nu știu dacă am arătat ceva, dar nu mai țin minte, sincer totul, ca să zic așa. După cum vedeți, uitați-vă și voi cum e noul minigame. Hai să sărim, ia. Uite mă că tragi cu apă, tragi cu ce vrei tu, ia. Bum, bă cât de mișto e. Pot să sar și eu, nu știu, aici vreau să sar acolo. asta e cu mine în echipă, aici cred că pot să sar, nu. Bă, vreau să sar și eu. Aici unde sar, ia să ne uităm și... Bă, mă, te aruncă, mă. Ce sunt astea? sunt un fel de... Uuu, sunt din alea, mă, dinamite sau cum se numesc. Bă, vezi că faine, mă. Hai să vedem ce mai facem cu pistolul ăsta de apă. Dacă vreți să facem un clip cu abonați în care jucăm modul ăsta de joc și facem o misă acolo pentru cu o sumă de gol sau ceva, scrieți acolo în comentarii dacă vreți chestia asta. Și la fel când te omoară, îți arată diferit. Efectiv, îți arată câte glonțe de la adversar, unde ai dat și ce parte a corpului. Bă, dar vreau și eu pe plajă cu... nu pe plajă, pe cum si eu, mă, pe casă. Ha, mă, vreau să urc și eu pe casă să văd cum e, ia. Nu, nu pot să urc pe casă, efectiv, aici ce e? Mă, unde te aruncă, bă, vere, bă? Unde te aruncă, mă? Ia. Nu nu vreau să mă arunc, aici, vreau și eu pe casă, bă, să mă arunc, să văd și eu cum e să stai pe casă. Poți și eu să stau pe casă, dacă se poate. Ia să vrem aici, unde te arunca asta? Sau dacă te aruncă? Pa da, dar nu-mi place unde mă aruncă. Vreau să mă arunce pe casa aici. Nu pot să urc pe casa aici? Aparent cred că nu poți. E mișto și acel minigame, chiar e mișto dacă n-ai ce face și vrei să te distrezi cu prietenii. Poate poți face level ușor acolo, nu știu, habar n-am, dar merită să joci, adică e ok. Uh, ce pot să zic este că nu știu dacă s-a mai adăugat ceva nou nici chiar nu știu dacă s-a mai adăugat ceva nou. ce vreau să vă mai arăt, că mi-am amintit acum, este să intrăm pe competitiv, pe zona 7, și să intrăm într-un privat din ăsta, să vedem care sunt, că erau niște chestii diferite. La modul, zona 7 s-a schimbat. În ce sens s-a schimbat? Înainte era pe seară, acum efectiv e pe Alți cu toții. Să ne bage în joc mai rapid. Uh, vă dați seama, cred că cel puțin o săptămână se o să se meargă prost rău. Mai bine, ne mutăm la Tero. După și noi astea, pe invizibil. Uh, dăm așa, dăm la Tero și... bu, e pe Se vede mult mai mișto acum, mult mai... Nu știu, înainte se vedea ciudat. Dar acum se vede mai ca lumea. Bă, îmi pare rău dacă am ratat ceva și cam ăsta cred că a fost și clipul. Eu sper că v-a plăcut, dacă da... Dați acolo pe butonul de like să facem cât mai multe like-uri, iar sper că nu am arătat nimic. Dacă am arătat ceva, scrieți-mi în comentarii acolo și poate pe viitor mai facem uh, chestii de genul, adică mai reacționăm și mai vorbim despre update. Pe viitor oricum va veni un clip în care voi zice plusurile și minusurile acestui update, care e faza, sau mai bine zis, voi juca mai mult timp. Uh, și mă să mă obișnuiesc cât de cât cu hudul și cu totul, fiindcă la început am fost hater, chiar hudul era foarte ciudat, nu-mi plăcea chiar critica lop și pentru mine critica lop mi se pare un joc fără sens, adică, uitați-vă, deci efectiv uitați-vă și voi la jocul ăsta stand-off. Băi, e atât de mișto grafica, n-aveți ce să comentați după părerea mea și cred că părerea la multor oameni este cel mai șmecher joc de rifle și de shooter de pe telefon. Deci pe grafică, nu no, dai cu stand ul are el baguri, are el cheater și multe, multe altele, dar pe grafică, no dai mă, e stand e best of the best, care e mișto jocul. Bă, sper că nu arată nimic, dacă arată ceva, îmi pare rău, dar cam asta a fost și clipul, eu sper că v-a plăcut. Dacă aveți de clipuri mișto, lăsați-mi în comentarii, nu uitați să follow pe Instagram, dați o postare de Discord, follow pe TikTok, nu dați că la 4K de abonați, vă voi da un cuțit la giveaway și ne auzi la clipul următor. Pa, pa!